Așa cum știți, ne aflăm într-un ciclu de studiu pe tema identității noastre ca și femei și ca și bărbați după Scriptură. Acest subiect care este din ce în ce mai controversat, deși n-ar trebui ca să fie, și devine din ce în ce mai controversat, chiar și în România. Și am văzut până în acest moment, faptul că bărbatul și femeia sunt creați în mod egal după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar am subliniat din Scripturi faptul că au roluri distincte și că au un ADN, să zicem așa, al identității lor lăsat de Dumnezeu în ei, fiecare dintre noi, fie bărbat, fie femeie, avem o identitate făurită de Dumnezeu, avem anumite impulsuri, anumite inclinații, anumite lucruri care ne identifică, care ar trebui să ne identifice, să facă parte din identitatea noastră. Și lucrurile acestea nu sunt rele, nu este vorba de discriminare, nu este vorba de diferențe de valoare, ci este vorba de designul lui Dumnezeu pentru bărbați și pentru femei, prin care Dumnezeu transmite un mesaj, prin care Dumnezeu transmite ceva despre El, despre planul Lui de mântuire și prin care Dumnezeu a hotărât ca femei și bărbați în anumite cadre să fie cu adevărat împlinite atunci când sunt în linie cu această identitate, cu acest proiect al Lui Dumnezeu. Și ne-am propus să ne uităm la câteva dintre aceste cadre, să ne uităm la cadrul familiei. În această seară ne vom uita la acest cadru al familiei, probabil că și miercuria viitoare, vedem exact cum decurg lucrurile. Să ne uităm la cadrul bisericii, la felul în care femeia și bărbatul sunt chemați să existe, să se manifeste în cadrul bisericii. Și să ne uităm la cadrul societății. Cum se manifestă, cum se trăiesc, cum există aceste identități în cadrul societății și mai ales în cadrul societății moderne, care este așa de detașată, așa de distantă de conceptele, principiile Scripturii despre felul în care o femeie sau un bărbat ar trebui să se comporte în aceste cadre. Cum ziceam, în această seară vrem să ne uităm la aceste două roluri în cadrul familiei, unde vom vedea și vom sublinia din nou că bărbatul este chemat să conducă și este cel care este chemat să își îngrijească familia, să-și protejeze în mod iubitor familia. Asta este rolul lui, asta este identitatea lui, este cel care îngrijește pentru familia lui, care își protejează, își protejează soția, copiii. Iar femeia este chemată să se supună față de autoritatea bărbatului, precum ar trebui să facă un ajutor potrivit. Da? Asta este identitatea ei, asta este scopul ei, țelul ei. Pentru aceasta a fost creată și în acest cadru, în acest fel, este cel mai mult împlinită. Vom privi ca și un ghid, vor fi pentru noi două texte principale din Sfintele Scripturi, Efeseni capitolul 5 și ne vom uita la un text din 1 Petru, care vizează în mod concret, direct, ca și scop, au să dea învățătură doctrinară despre rolul femeii și rolul bărbatului. Este inutil ca să ne uităm în alte surse, de exemplu la experiențele noastre sau la ceea ce zice societatea, sau chiar și să ne uităm la porțiuni narrative din Scriptură, unde vedem, de exemplu, anumite cazuri excepționale descrise. Este cel mai bine să ne uităm acolo unde Duhul lui Dumnezeu, prin apostolii lui Hristos, vor să ne dea și vrea să ne dea Duhul lui Dumnezeu învățătură despre cum să trăim în acest cadru al familiei ca și soț și soție și să extragem, să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne învețe de acolo care este dorința Lui pentru noi ca și bărbați și ca și femei în cadrul acesta al familiei, care este de altfel temelia tuturor lucrurilor. Fără familie, ca și un cadru sănătos, nu pot exista biserici sănătoase, nu poate exista o societate sănătoasă. Familia este temelia pe care se zidește absolut tot. De aceea Satana este așa de pornit la ora actuală și a fost întotdeauna, de fapt, să atace acest pilon al familiei. Dacă poate distruge acest pilon al familiei,
celelalte se sfărâmă de la sine. Da? Biserica nu poate face față fără familii puternice la asaltul care vine de la cel rău. Societatea nu are cum să rămână în picioare după principii corecte dacă familia nu este, nu este sănătoasă, nu este robustă. Da? Este familia cea care formează noile generații, este familia cea care pune în copii principiile care le au, valorile care le au și de aceea vedem degradarea aceasta a valorilor, mai ales a generațiilor tinere, pentru că familiile de-a lungul anilor au început să falimenteze din ce în ce mai mult. Au alte priorități, au alte preocupări și vedem rezultatul acesta. Vedem rezultatul acesta în tinerii de astăzi, care, după părerea mea, fiind mai apropiat de ei ca și vârstă decât dumneavoastră, sunt o generație de eșec. Da? Sunt generații de eșec, generații total falimentate din toate punctele de vedere. Astăzi s-a dat bani. Rezultatele vor atesta ceea ce spun eu acum. Da? Sunt generații total falimentate. De ce? Pentru că mai ales în România, dar pretutindeni, în ultimele decenii, preocuparea a fost în afara familiei. A fost cum să se câștige bani, cum să se câștige una și alta, cum să meargă în străinătate și familia a fost total neglijată. Și acum se cerăm rezultatul acestor priorități la noi în țară și pretutindeni, când generațiile care au crescut în această atmosferă nu au nimic până la urmă. N-au o etică a muncii, n-au valori principiale de moralitate, nu au absolut nimic. Sunt total golite de orice lucru valoros, pentru că, într-o mare măsură, Satana a reușit ca să atace familia și să deprioritizeze lucrurile acestea care sunt importante. În ziua de astăzi, părinții nu-și mai pun întrebarea cum să-și educe copilul, ci cum să facă bani să-i cumpere ce are nevoie copilul, între ghilimele nevoie. Da? Nu-și mai pune problema dacă copilul are o etică, o morală corectă și își pune problema dacă are Adidas și care și-i dorește. Da? Face sacrificii pentru acele lucruri și nu mai face sacrificii și nu mai este dispus să investească în lucrurile care contează cu adevărat. Deschideți cu mine la Efeseni 5, vom citi de la versetul 22 la versetul 33 și vom observa câteva lucruri care Apostolul Pavel ne spune despre rolul de bărbat și rolul de femeie în cadrul familiei. Vom încerca să punctăm anumite principii și după aceea, spre sfârșit, vom încerca și să fim mai practici, să poate la timpul de întrebări și răspunsuri, să încercăm să aplicăm aceste principii în viața practică. Apostolul Pavel ne spune în felul următor. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa, trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Nu știu dacă ați considerat vreodată cât de profundă este această afirmație. Altfel spus, există o motivație hedonistă de autointeres ca să-ți iubești nevasta dacă înțelegi în ce relație ai intrat când te-ai căsătorit. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Cine sacrifică pentru soția lui, sacrifică pentru sine. Da? Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Câteva observații din acest text despre aceste două roluri care le avem. Pavel poruncește soțiilor, în primul rând, e primă ordine,
să se supună bărbatului ei precum Domnului. Da? Este o poruncă clară, este o poruncă grea de înghițit, mai ales în contextul în care ne aflăm noi, în contextul acesta modern, care este poluat de filosofie feministă, de filosofie modernă. Dar câteva observații. Există această poruncă clară. Porunca aceasta vizează pe soții față de bărbații, bărbatul ei. Nevestelor trebuie să fie supuse, spune Pavel, bărbaților voștri. Adică nu este o poruncă generală că femeia să fie supusă față de bărbat în orice context, față de orice bărbat. Femeia nu este chemată să fie supusă oricărui bărbat, ci a ei. Da? Există o supunere specifică, punctuală. Un lucru care trebuie specificat, pentru că în multe culturi, care sunt extrem de misogine, pe temelii religioase misogine, consideră că femeia este sub bărbat, din toate punctele de vedere, și trebuie să fie supusă bărbatului, subjugată bărbatului, din toate punctele de vedere, fie că e bărbatul ei, fie că nu e bărbatul ei. Biblia nu are această concepție despre femeie. Femeia este egală cu bărbatul, ca și identitate, ca și valoare, dar ca și rol în relația ei față de bărbat, față de biserică, față de alte cadre, are o chemare la supunere. Ca tare, femeia nu trebuie să merge la magazin și vine un bărbat și ea trebuie să fie supusă față de acel bărbat. Da? Nu. Ea trebuie să fie supusă față de bărbatul ei, nu față de alți bărbați. Da? Că există un respect care trebuie acordat față de bărbați, precum față de femei și mai departe, asta este altceva. În al doilea rând, această supunere față de bărbatul ei trebuie să fie ca față de Domnul. Se clarifică, se cataloguează exact cum trebuie să arate această supunere. Da? Asta este ținta. Supunerea față de bărbatul ei trebuie să fie ca față de Domnul. Și porunca pare să fie nelimitată. Și este. Și este, atenție, este nelimitată. Ca față de Domnul este o ascultare desăvârșită care să cere și încă se clarifică că în toate lucrurile trebuie să stea lucrurile așa, să fie supunere. Este cât timp această supunere este într-adevăr ca față de Domnul. Altfel spus, soția nu este chemată să fie supusă sub o conducere abuzivă sau păcătoasă. Dacă soțul spune hai să mergem să spargem o bancă, soția nu are datoria să zică da, dragă, eu sunt o soție supusă. Chiar dacă Biblia spune să nu fur, să nu faci aia, să nu faci aia, eu o să fac asta pentru tine pentru că te iubesc și sunt o soție supusă. Da? E un caz absurd, îl dau pentru că este absurd ca să înțelegeți foarte bine principiul. Femeia este chemată, soția este chemată să fie supusă ca față de Domnul și bărbatul este chemat să acționeze precum Hristos. Ca atare, în momentul în care conducerea bărbatului este în conformitate cu voia lui Hristos, cu legea lui Hristos, cu porunca lui Hristos, atunci soția este chemată să aibă o supunere necondiționată. Nu la orice moftă al bărbatului, nu la orice gând păcătos al bărbatului, nu la orice impuls abuziv al bărbatului, femeia este obligată să fie supusă. Da? Dar, pe de altă parte, atunci când bărbatul, în parametrii Scripturii, își conduce familia și soția, soția este chemată să fie supusă. În al doilea rând, putem observa faptul că bărbatul este capul nevestei, precum Hristos este capul bisericii. Ni se dă un tablou ca să înțelegem această relație și tabloul acesta este Hristos și biserica lui. Lucrul acesta ne arată că se conferă o autoritate deosebită, o autoritate imensă asupra bărbatului. Bărbatul are această autoritate. Cuvântul acesta de cap se referă la autoritate, se referă la control. Da? Bărbatul este pus de Dumnezeu în această autoritate imensă, extraordinară față de soția lui, dar cu mare putere vine mare responsabilitate. Da? Cu mare putere vine mare responsabilitate. Asta cred că e din Spider-Man, dacă copiii ar trebui să știe. Asta a zis unchiul lui Peter Parker înainte să moară. Cu mare putere vine mare responsabilitate. Da? Dar așa este. În momentul în care ești pus într-o poziție de autoritate, gen ești făcut șef la tine la servici,
De obicei, noi tindem să ne uităm doar la beneficiile autorității. Acum pot ca să-i comand eu pe toți. Dar cei care ați ajuns ca să fiți șef la dumneavoastră la servici, știți că pe lângă autoritatea aceea de a putea comanda, să le spui când să vină la servici, când poți să-și ia concediu și așa mai departe, există o mare, mare responsabilitate. Și responsabilitatea are o povară mai mare decât beneficiile autorității. Să fie foarte clar, da? Beneficiile sunt nesemnificative din punct de vedere de autoritate cu responsabilitatea. Tu răspunzi pentru oamenii ăia peste care ești pus în autoritate, da? De exemplu, Biblia mai prezintă o asemenea autoritate când vorbește despre cei care sunt sub mai mari lor în biserică. Și ei vin și zic, uite, noi suntem mai mari voștri, trebuie să ascultați de noi. Dar Biblia spune despre acești mai mari că ei vor da socoteală în fața lui Dumnezeu pentru aceste suflete. Responsabilitatea unui păstor este cu mult mai mare, povara ei este cu mult mai mare decât, între ghilimele, beneficiile autorității. Da? Responsabilitatea este o slujire neegoistă, o răspundere în fața lui Dumnezeu. Și este același lucru când vine vorba de un bărbat și de soția lui. Mare autoritate, mare responsabilitate. Și autoritatea aceasta între Hristos și biserică ni se dă nouă bărbaților ca un model, ca și un tipar desăvârșit, perfect. Hristos și biserica lui modelează pentru noi cum ar trebui să se manifeste această autoritate. Nu autoritate de tiran, nu autoritate de despot, nu autoritate de unul care dă cu pumnul în masă, ci autoritate unui bărbat care este gata să slujească cu prețul vieții lui, pentru mireasa lui, pentru soția lui, pentru biserica lui. Hristos și-a dat viața și noi bărbații suntem chemați la o asemenea autoritate, la o asemenea manifestare a autorității noastre. Aceasta înseamnă nu doar o chemare sau o înzestrare cu autoritate, ci o chemare la o dragoste deosebită. La o dragoste deosebită. Autoritate deosebită, responsabilitate deosebită și o dragoste deosebită. Apostolul Pavel spune cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. E foarte posibil ca noi să nu fim vreodată într-o situație ca fizic să trebuiască să ne dăm viața pentru soția noastră. Dar cu siguranță, fiecare dintre noi vom fi chemați să murim față de sine în fiecare zi. Să-ți muși limba, să-ți înghiți mândria, să renunți la unele preferințe ale tale, la unele mofturi ale tale pentru soția ta. Să o consideri pe soția ta, cum trebuie frații între ei să considere mai presus decât tine. Să-ți pese mai mult despre nevoile ei decât despre nevoile tale. Asta este o mică moarte în fiecare zi, da? În fiecare oră câteodată, în fiecare minut. Ioan Gură de Aur spunea, dacă vrei ca soția ta să fie supusă față de tine precum biserica față de Hristos, atunci iubește-o precum Hristos și-a iubit și iubește biserica. Noi bărbații tindem ca să strigăm și să vociferăm supunere, supunere, supunere. Și Biblia cere supunere. Dar Biblia cere din partea noastră o dragoste precum dragostea lui Hristos. Și nu condiționează dacă soția este supusă. Dacă soția este supusă în toate lucrurile, atunci voi ca să o iubiți precum Hristos biserica. În cele din urmă, dacă stai și te gândești bine, noi bărbații avem misiunea mult mai dificilă decât soțiile în acest pasaj. Că dacă ne uităm la istoria bisericii, ea tinde de cele mai multe ori spre o supunere cel puțin imperfectă. Biserica trece prin răzvrătiri, biserica trece prin perioade, fie biserica locală sau la nivel global, prin perioade de neascultare față de mirele ei. Și Hristos în mod iubitor o corectează și o aduce înapoi pe calea ascultării. În schimb, Hristos în mod desăvârșit își iubește biserica și și-a dat viața pentru ea. Noi bărbații avem o misiune mult mai dificilă decât să fim supuși. Avem și noi misiunea de a fi supuși față de Hristos, dar avem misiunea de a iubi precum Hristos a iubit. Surorilor, să nu fiți invidioase pe rolul bărbatului. Nu este ușor. Este mai greu. Este mai multă responsabilitate. Este mai dureros decât a fi supuș. Dacă te stai să te gândești, în relația între tine și Hristos, cine a plătit mai mult, cine a sacrificat mai mult, vei înțelege că Hristos a sacrificat totul pentru tine.
La fel în relația soțului tău față de tine, el este chemat să facă sacrificiul ultim, maxim, pentru soția lui, pentru familia lui. Și tu ești chemată ca să răspunzi și să participi cu supunerea ta de bunăvoie în dragoste, precum ar trebui Biserica lui Hristos față de Mântuitorul ei. Apostolul Pavel subliniază faptul că taina aceasta despre care vorbește el este mare și clarifică că este vorba aici, când vorbim despre relația între soț și soție, este vorba despre Hristos și biserica sa. Altfel spus, el ne arată două lucruri. Unu, ne arată faptul că aceste roluri, aceste responsabilități, aceste tipare lăsate de Dumnezeu transcend valorile culturale. Dumnezeu a inventat, dacă putem folosi acest cuvânt, instituția căsătoriei să transmită un mesaj despre Hristos și biserica sa. La fel cum în Geneza, diferite elemente sunt o proto-evanghelie. Da? Am văzut împreună, de exemplu, că în momentul în care Dumnezeu îl caută pe Adam și îl confruntă despre ceea ce a făcut și pronunță blestemul care vine peste întreaga omenire, Dumnezeu le vestește o proto-evanghelie. Le spune că va veni o soluție rânduită de el prin sămânța femeii și după aia, în mod vizual, în mod palpabil, ia acele animale, le sfâșie, există vărsare de sânge și prin acele piei de animale, care eu mi le imaginez în mintea mea, nu scrie asta în Sfintele Scripturi, mi imaginez că Dumnezeu nu le-a spălat și le-a dus la croitorie. Le-a luat așa în sânge și le-a pus pe spatele lor ca să înțeleagă că prin sângele Domnului Iisus Hristos vor fi păcatele lor acoperite. În felul acesta Dumnezeu vestește o proto-evanghelie. Și Pavel spune că prin instituția căsătoriei, care Biblia ne arată că Dumnezeu a inventat-o din momentul creației a omului, a femeii și a bărbatului, Dumnezeu vestea și vestește în continuare ceva despre Hristos și biserica lui. Un lucru fantastic este că instituția căsătoriei, ne arată Scriptura, că există dinaintea căderii. Exista un element de vestire a Evangheliei, un element de Hristos și biserica lui, de această relație perfectă, care se vestea în grădina Edenului prin relația între Adam și Eva, înainte ca să fie teoretic, da? Potențial, nevoie de Hristos. Înțelegeți ce spun? Omenirea nu era în păcat. Cel puțin la momentul acela n-avea nevoie de răscumpărare. Și totuși Pavel ne spune că taina aceasta despre Hristos Mântuitorul exista înainte ca și Adam și Eva să cadă în păcat. Pentru că planul acesta este etern. Pentru că planul lui Dumnezeu de mântuire precede căderea noastră în păcat. Dumnezeu a planificat, a rânduit, a decretat tot ceea ce s-a întâmplat din momentul creației și până în momentul glorificării noastre. Taina aceasta, spune Apostolul Pavel, este despre biserică. Căsătoria ca și instituție este despre biserică. Ceea ce înseamnă că argumentul că supunerea soției față de bărbat ar fi ceva cultural sau social condiționat, pică din start. Dacă cineva vine cu argumentul, păi știi, asta era pentru că în societatea respectivă, asta era cultura, asta era obiceiul și Apostolul Pavel vrea să spună ca să nu facem valuri în societate, dar acum trăim într-o societate modernă și acum înțelegem că lucrurile stau altfel și a venit emanciparea feministă. Pavel spune, nu. Mesajul care Dumnezeu a intenționat să transmită prin supunerea femeii față de bărbat și prin conducerea bărbatului în mod sacrificial față de femeie, l-a intenționat din grădina Edenului și este despre Hristos și n-are nicio treabă cu dacă locuiești în România sau în America în anul 2018 sau în anul 5000. Da? Irelevant. Mesajul acesta, rolul acesta, taina aceasta este mare și este despre Hristos și biserica lui. Este ceva care transcende culturi, societăți, precum Evanghelia transcende cultură și societate. În al doilea rând, învățăm că importanța îndeplinirii acestor roluri este cu mult mai importantă și cu mult mai glorios decât ne-am putut închipui și imagina. Felul în care ești o soție supusă, felul în care ești un bărbat care conduce duhovnicesc familia ta, are mai mult de a face cu mesajul care îl transmit despre Hristos decât are de a face cu tine. V-a spus vreodată mama sau tata când ați plecat de acasă, mai ales când erați copii, deși și când ești mare se mai întâmplă. Băi băiete, măi fată, să nu cumva să mă faci de rușine. Ai grijă ce faci. Să
Să nu mă vorbească lumea de rău, să nu mă hulească lumea din cauza ta. Când căsnicia noastră ca și creștini nu este ceea ce Scriptura ne arată că ar trebui să fie. Când suntem, de exemplu, abuziv în autoritatea noastră față de neveste. Când soțiile sunt nesupuse față de bărbat care îl reprezintă pe Hristos. Sau sunt în neascultare. Sau multe alte alterări. A tabloului acesta care este taina despre Hristos și biserica lui, în primul rând nu ne facem pe noi doar de rușine. Ci îl facem pe Dumnezeu de rușine. Transmitem un fals. Este fals în reclamă, dacă vrem să folosim această terminologie, despre taina aceasta care este Hristos și biserica lui. Spunem că așa am văzut noi, așa am înțeles noi, așa am primit noi că s-ar comporta Hristos cu biserica lui sau biserica lui cu mântuitorul ei. Responsabilitatea este glorioasă de a transmite un tablou, de a transmite un mesaj fidel despre ceea ce a făcut Hristos pentru noi și despre felul în care El se raportează la noi și noi ne raportăm la El. Gândul acesta, dacă îl putem ține în mintea noastră, dacă îl putem sădi în inimile noastre și este greu, va transforma radical felul în care ne comportăm unii cu alții. Dacă în momentul în care începe argumentul, da, întâi vine ceea ce e firesc, ți-aduce aminte de gândul acesta. Felul în care voi răspunde acum față de soția mea, va transmite ceva despre relația între Hristos și biserica lui. Dacă în momentul în care bărbatul tău vine la tine și spune, uite dragă, cred că asta este calea pe care trebuie să mergem noi cu familia noastră. Astea cred că sunt prioritățile. Și primul tău instinct, cum spune Scriptura, că Eva va căuta să stăpânească peste soțul ei, spune, cine te crezi tu? Da? Să-ți vină în gând. Felul în care răspund, în supunere sau nesupunere, spune ceva despre felul în care eu privesc, eu înțeleg, eu am experimentat dragostea lui Hristos față de mine și față de biserica lui. Lucrul acesta este deosebit de important. Da? Deosebit de important. Bun. Deschideți acum cu mine la 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 1 la 7, un alt text care vizează în mod specific relația între soț și soție, femeie și bărbat în cadrul familiei. Petru spune în felul următor. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor. Când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mai mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se îmbodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ce legătură fantastică! Între nădejdea în Dumnezeu și supunerea față de bărbat. Nu știu dacă ați considerat lucrul acesta vreodată. Există o corelare directă, spune Petru, între supunerea unei femei față de bărbat și nivelul de credință în Dumnezeu care îl are. Da? Un lucru extraordinar când te gândești. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Ce frumos! Ce frumos, da? Astăzi cum se adresează? Bă! Omule! Da? Domnul ei nu prea auzi pe stradă sau în întâlniri. De obicei nu prea. Alte denumiri să folosesc. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Câteva observații, în primul rând, pentru soții, pentru că în ordinea asta sunt puse și în text, și apoi pentru soț. În primul rând, femeia, vedem din nou, este chemată la supunere. Supunerea aceasta prezentată ca și ceva minunat, frumos, voluntar, pentru a câștiga pe soțul ei din dragoste. Nu este o subjugare, nu este ceva forțat. Este ceva care ea face cu un scop măreț, cu un scop extraordinar. Și face voluntar din dragoste pentru că vrea să-l vadă pe soțul ei câștigat. Cum face lucrul acesta? Cum arată supunerea aceasta, practic vorbind? Petru o descrie ca și o trăire curată și în temere. O trăire curată și în temere cu un scop glorios, cu un scop minunat.
felul în care soția se relaționează la bărbatul ei va spune ceva nu doar despre cât de mult îl iubește pe el, ci Petru ne spune că va spune ceva despre cât de mult îl iubește pe Hristos și că va confirma Evanghelia pentru soțul ei într-un fel palpabil care nu poate fi comparat. Mărturia unei soții supuse de dragul lui Hristos față de bărbatul ei face mai mult decât oricât de multe predici. Să fie foarte clar. O soție care se supune din dragoste pentru Hristos, care este ascultătoare din dragoste pentru Hristos, confirmă Evanghelia în fața soțului ei mai mult decât orice argument aș putea face eu. Orice pledoarie care eu o fac este zero comparată cu o femeie ascultătoare de bărbatul ei. Și când omul acesta înțelege, măi, ceva este aici, ceva se întâmplă aici, ce o motivează pe femeia aceasta să-mi vorbească frumos chiar când eu o înjur? Ce o motivează pe femeia aceasta să fie ascultătoare de mine, chiar dacă nu i-am dat niciun motiv vreodată? Ce o motivează să fie supusă, să asculte de conducerea mea, de călăuzirea mea? Fie că soțul este credincios sau necredincios, mărturia aceasta este puternică, este una care confirmă Evanghelia, care transmite Evanghelia. În al doilea rând, Petru ne cheamă, le cheamă pe surori, la o supunere și la o slujire care trece dincolo de suprafață. În ziua de astăzi, în cercurile evanghelice, în România, mai ales, dar nu numai, accentul se pune la suprafață. Accentul se pune la lucrurile care sunt vizibile. Petru vine și aduce în discuție faptul că ceea ce se vede la suprafață, într-adevăr, este important. Dar ceea ce este mai important este ceea ce nu se poate vedea. Este dispoziția unei femei duhovnicești. Este atitudinea ei, este inima ei. Lucrul acesta prea puțin să discută între cercurile evanghelice. Important e ca în biserică femeile să stea într-o parte, bărbați în alta, femeile să aibă batic. Asta e important. În rest, că ea nu dă doi bani despre opinia bărbatului, neimportant. Că ea, de fapt, conduce tot un casă și el este ca și un câine, neimportant. Important e că are batic duminica. Petru spune, nu e așa. Important este ce este în inimă. Important este ce simte ea pentru soțul ei, ce simte ea pentru Hristos, cum se relaționează relația dintre aceștia. Petru aduce în discuție o temă care întotdeauna a fost controversată pentru femei, pentru a exemplifica faptul că femeia duhovnicească nu este doar supusă la suprafață, ci este diferită în inima ei. În lăuntrul ei este altfel. Ci să fie omul ascuns al inimii, spune Petru, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Altfel spus, Dumnezeu asta vrea într-o femeie duhovnicească. Nu doar exteriorul, nu doar vizibilul, ci vrea sufletul ei să fie de o anumită manieră. Femeile de multe ori zic că se pregătesc să fie frumoase pentru bărbații lor, dar mai ales în ziua de astăzi. În toate revistele și toate show-urile pun accent pe lucrul acesta. Trebuie să fii frumoasă pentru bărbatul tău, da? Eu am dubii despre această motivație la cele mai multe femei, că ele chiar pentru bărbatul lor vor să fie frumoase. Dar întrebarea mea este, cum se pregătesc aceste femei să fie frumoase în sufletul lor pentru bărbații lor, da? În exterior înțeleg. Rimel, ruj, fard, etc., etc. Câte ore la salon ca să fii frumoasă pentru bărbatul tău, da? De multe ori, mai multe ore la salon decât petrecute cu bărbatul tău. Ceea ce este tragic. Frate meu, Timi, mai are și el momente de strălucire și la un moment dat observa și zicea, măi, nu înțeleg de ce femeile se machiază, se îmbracă, să fac cochete ca să meargă la mall. Dacă fac lucrurile astea pentru bărbatul lor, de ce le fac în momentul în care se despar de bărbatul lor? Logic ar fi să meargă la mall în training și când vin acasă să meargă la baie și să fardeze, să facă frumoase, să spune, uite, am venit deranjat din oraș, că acolo nu contează ce crede lumea despre mine, acolo m-am dus în training, acum că sunt aici, unde sunt doar pentru tine, sunt frumoasă, sunt aranjată, pentru că asta contează. Și are dreptate. Dacă într-adevăr femeia ar căuta să fie frumoasă pentru bărbatul ei, să fie plăcută pentru bărbatul ei, ar fi preocupată cum arată în fața bărbatului ei, nu când merge la mall sau la primărie sau la shopping sau altceva, da? În America, de exemplu, și de fapt pretutindeni, până recent, nu zic că este o practică neapărat bună, dar exemplifică ceva despre motivația care o avea o femeie pentru bărbatul ei,
femeile aveau obiceiul să se trezească înaintea bărbatului și să meargă să se pregătească ca în momentul în care se trezește bărbatul, ea să fie prezentabil. Ei, pe aia o cred că ea vrea să fie frumoasă pentru bărbatul ei. Dar în ziua de astăzi, femeia nu interesează ce crede bărbatul, dar când vrea să iasă în oraș cu prietenele, trebuie fustița, trebuie aia. De ce? Pentru bărbatul meu. Dar unde e bărbatul tău? Acasă. Și tu unde ești? La un suc cu prietenele. Păi tu, de fapt, nu ești frumoasă pentru bărbatul tău. Ci din contra. Poate pentru alți bărbați, da? Păi dar nu de aia am făcut-o. Ghici ce? Ei te admiră că bărbatul tău e acasă. Dacă vrei să fii frumoasă pentru bărbatul tău, spune Petru, trebuie să fii frumoasă în inimă, în primul rând, da? Biblia vorbește despre faptul că un om înțelept, o femeie înțeleaptă, de exemplu, trebuie să fie curată, trebuie să-și vorbește Biblia despre faptul că trebuie să-și spele fața, să-și ungă părul, da? Biblia vorbește despre aceste lucruri. Ne dă sfaturi și cosmetice, dacă e vorba de așa ceva. Dar în primul rând, spune Petru, preocuparea unei femei duhovnicești este cât de frumoasă este în lăuntru, cât de frumoasă este în sufletul ei. În al treilea rând, Petru atinge un nerv în discuție. Priviți ce spune. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, și este pentru a doua oară în acest text, de două ori menționează acest aspect al temerii, al fricii. Dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva, atinge un nerv, acest nerv al fricii. Dar de ce ar trebui sau de ce este frică unei femei să fie o asemenea femeie supusă? Există o frică firească. Există o frică normală și într-un fel justificată când vine vorba de supunere. Supunerea este o predare de control. Și când te gândești că cel față de care ești chemat să-ți predai controlul este un om păcătos ca și tine, este normal ca să fii cuprins de frică. Este normal. Când te gândești că tu ești chemată să zici îmi supun drepturile mele, îmi supun prerogativele mele unui alt om care este la fel de păcătos ca și mine. Într-un fel este de înțeles că ar trebui să producă frică. Este normal că ar trebui să producă frică acest sentiment. Cum atunci cere Petru ca să facă surorile acest lucru fără teamă? Pentru că Petru identifică că încrederea ta ca și femeie nu este în primul rând în soțul tău. Încrederea ta ca și femeie, atunci când te supui soțului tău, este în primul rând față de Dumnezeu. Încrederea ta este în Hristos. Încrederea ta este în cuvântul lui Dumnezeu. Tu crezi că Dumnezeu va purta de grijă în relația ta cu soțul tău, chiar dacă el este imperfect, chiar dacă el este păcătos, chiar dacă el poate este necredincios. Tu te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunea lui Dumnezeu, în providența lui Dumnezeu. Și nu te crezi în bărbatul tău, care poate este un ticălos. Poate este imatur spiritual. Poate nu știe ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Încrezându-te în cuvântul lui Dumnezeu, încrezându-te în promisiunea lui Dumnezeu, poți ca să te supui față de bărbatul tău fără frică. Dacă nu, întotdeauna va fi frică. Păi dacă mă supun și el nu mă iubește exact cum ar trebui să iubească, dacă mă supun și pretențiile lui nu sunt exact cum ar trebui să fie, nu vor fi. Tu supune-te pentru că este porunca lui Dumnezeu și pentru că te încrezi în Dumnezeu. O notă de subsol, da? Foarte importantă. Nici o femeie nu este chemată de Hristos. Și vreau să înțeleagă clar și răspicat lucrul acesta. Să fie supusă acceptând abuzul din partea unui bărbat. Nu vreau niciun fel să se subînțeleagă din mesajul acesta care îl transmit în seara aceasta că aș încuvința sau aș chema vreo femeie ca să sufere vreun abuz din partea vreunui bărbat. Hristos nu cheamă pe nicio femeie la așa ceva, da? Fie că el se consideră creștin sau nu se consideră creștin, femeia nu este chemată de o asemenea temere. Nu este vorba despre o temere pentru siguranța fizică, nu este vorba aici de abuz fizic sau emoțional sau de bătaie sau de altceva. În momentul acela, femeia nu este chemată să se supună în bătăi. Femeia este chemată să sune la poliție. Femeia este chemată să sune prezbiterii bisericii, care sună ei la poliție și dacă poliția nu ia atitudine, iau ei atitudine. Să fie foarte clar. Asta este chemarea unei femei care se află într-o asemenea situație. Și răspunsul unei biserici este să protejeze femeile din acea biserică. Dacă cumva s-au infiltrat pe acolo bărbați din ăștia care se cred așa de duhovnicești că el o mai corectează și din palmă, da? Să fie foarte clar. O biserică duhovnicească
va răspunde față de un asemenea bărbat cum a răspuns Petru față de Anania și Safira. Trimite băieți în spate să sape groapa și după aia face o vizită. Da? Foarte clar. Eu am spus-o și o mai spun. În biserica aceasta, dacă ar fi un caz de un asemenea abuz și s-ar auzi lucrul acesta și nu s-ar lua atitudine din partea autorităților, cu riscul de a face pușcărie, eu mă duc și le iau de guler, să fie foarte clar. Duhovnicește vorbim. Îl iau și pe fratele Cristi, în caz că nu fac față, mă duc și îi predic cuvântul. Unu, doi, întorc și eu, îi mai spun din Biblie până când se pocăiește sau l-am terminat. Să fie foarte clar. Nici o femeie nu este chemată să fie abuzată de bărbatul ei în niciun fel ca semn de supunere. Da? În momentul acela, stop joc, biserica are rolul să protejeze victima în acea situație. 4. Petru ne subliniază faptul că supunerea nu este doar un act. Altfel spus, deși sunt momente punctuale de supunere în care trebuie să iei o decizie de supunere, să faci ceva să arăți supunerea ta, supunerea este mai mult decât atât. Supunerea este o atitudine, este o dispoziție de supunere, care în anumite momente, într-adevăr, se manifestă ca și un act, ca și o manifestare punctuală printr-un act de supunere. La fel cum dragostea, de exemplu, nu este flori și ciocolată. Dragostea este o dispoziție constantă față de soția ta sau față de soțul tău, dacă îți plac florile și ciocolata, care câteodată se manifestă într-un anumit fel punctual prin flori și ciocolată. Tu nu-ți iubești soția doar atunci când îi duci flori și ciocolată. Tu îi duci flori și ciocolată de când în când pentru că îți iubești tot timpul soția. Pentru că ai o dispoziție de dragoste față de ea. Pentru că atitudinea ta, inima ta este cuprinsă de dragoste. Tot astfel, supunerea nu este doar, pe știi, am ascultat de tine de două ori luna asta, înseamnă că sunt o femeie supusă, sau de cinci ori sau de zece ori. Nu! Este o înclinație a inimii tale, a ființei tale, spre a fi supusă, spre a fi călăuzită de bărbatul tău, da? Spre a fi condusă spiritual și altfel de bărbatul tău. Bun. Observații pentru soț, ca să nu se supere soțiile. Cum arată și cum ne spune Petru că trebuie să arate conducerea bărbatului, da? Evident, sunt paralele în ambele roluri cu ceea ce am văzut în Efeseni și cu tot ceea ce Scriptura ne relatează. Cum arată conducerea bărbatului în relație cu o asemenea femeie sau cu orice femeie, da? Nu neapărat ca soția ta să fie o femeie supusă, dar putea ca să nu fie supusă. Într-un cuvânt, Petru rezumă atitudinea noastră, rezumă comportamentul nostru într-un singur cuvânt. Înțelepciune, da? Înțelepciune. El ne cheamă la înțelepciune. La ce anume se referă Petru când spune că trebuie să ne purtăm cu înțelepciune față de soțiile noastre? Într-o frază aș sumariza așa și vom vedea din text de ce cred că asta este o sumarizare. Într-o frază cred că Petru ne spune să ne comportăm cu soțiile noastre luând în calcul, da? Cunoscând și fiind în cunoștință de cauză, luând în calcul identitatea lor, adică caracterul lor, rolul lor, valoarea lor în Hristos, slăbiciunile lor, da? Și în același timp nevoile ei, nevoile ei spirituale, emoționale și așa mai departe. De ce cred lucrul acesta? Păi haideți să citim versetul în care ne îndeamnă. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Și acum întrebarea este: bine, Petru, cum arată înțelepciunea aceasta? Și el explică, dând cinste, bun, deci există o cinste care trebuie să o dau, un respect. Cum anume? Ce trebuie să iau în calcul ca să-i dau cinste? Ce să am în vizor? Cum să mă comport cu ea ca să-i dau cinste? Dând cinste femeii ca un vas mai slab. Interesant. Îi dau cinste dacă o privesc ca și un vas mai slab? Da. De ce? Pentru că iau în calcul identitatea ei ca și un ajutor. Iau în calcul identitatea ei ca și una care este creată de Dumnezeu cu anumite nevoi speciale, diferite de ale mele. Nu mai slab ca identitate, nu mai slab ca valoare, ci diferită ca și rol. Îi dau cinste când mă raportez la ea ca atare. Dacă mă raportez la o femeie exact cum aș raporta la mine, dacă m-aș raporta la soția mea cum mă raportez la Cristi, relația noastră n-ar fi foarte ok. La Cristi, dacă îi zic, bă, bădăranule, nu știu cum, îl fac, nu știu cum, și el la fel pe mine, nu e nicio problemă. Ne îmbrățișăm după, asta este relația între noi, da? Nu e problemă. Dacă încerc asta cu soția mea, lucrurile stau altfel. De ce? Pentru că este o altă ființă, pentru că are alte nevoi, da?
Și eu trebuie să iau lucrul ăsta în calcul, în felul în care vorbesc, în felul în care mă adresez, în felul în care comunic. Trebuie să iei în calcul cine este soția ta, cine este ca și ființă emoțională, ca și ființă spirituală, fizic, toate aspectele astea trebuie să le iei în calcul. Și dai cinste și ești un om care se comportă cu înțelepciune când ai lucrurile acestea în vizor în relația ta cu soția ta. Cinstea este, ne arată Petru, strict legat de identitatea ei ca și femeie, de aceea o descrie ca și vasul mai slab, și în același timp de identitatea ei care transcende ca și persoană, adică de identitatea ei înaintea lui Dumnezeu. Petru spune, ia în calcul rolul ei, dar ia și în calcul faptul că ea este moștenitoare a vieții veșnice împreună cu tine. Ea este o persoană după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și dacă este o femeie credincioasă, ea va moșteni raiul cu tine. Ar fi spus, nici în cer nu scap de ea, ai grijă ce faci. Da? Și dacă iei aceste lucruri în calcul și te raportezi la soția ta corespunzător, da? Identitatea ei ca și rol, ca și ajutor, slăbiciunile ei, nevoile ei și în același timp aspectul spiritual, te vei comporta cu înțelepciune. Vei relaționa cu înțelepciune. Dacă nu, dacă nu înțelegi rolul ei, dacă nu înțelegi nevoile ei și dacă nu înțelegi identitatea ei în Hristos, te vei comporta fără înțelepciune. Și reacțiile vor fi adverse. Da? Bun. Haideți să trecem un pic, cred că mai avem timp, că nu știu cât e ceasul, n-am ceas la mine, la aspectul practic. Și să încercăm să vedem câteva lucruri practice. Voi puncta poate doar un aspect practic, să încercăm să vedem cum aplicăm aceste concepte practic vorbind și după aia putem, dacă mai avem timp, să discutăm alte aspecte practice sau alte întrebări. Una dintre întrebările cele mai concrete este, bun, am înțeles, rolul ei, rolul meu și așa mai departe. Practic vorbind, cum să iau deciziile? Cum hotărâm ceea ce facem, da? Că e foarte frumos ceea ce ai zis, frate, e ok, dar noi plecăm de aici, ajungem acasă și trebuie să luăm o decizie și impas. Problemă, da? Cum ne raportăm la aceasta? Există un echilibru care trebuie căutat. Pe de o parte, am văzut că bărbatul este chemat să fie capul, să fie un lider, să dea o direcție. Pe de altă parte, trebuie înțeles că această conducere este una sacrificială. Adică vom fi chemați noi ca și bărbați să ne subordonăm dorințele noastre, preferințele noastre, mofturile noastre, pentru binele soțiilor noastre. Altfel spus, am fi niște bărbați foarte neînțelepți dacă după ce plecăm de aici ne-am exercita autoritatea noastră ca și bărbați ca să ne impunem unde vom merge să mâncăm ciorba, la acel restaurant. Soția zice, eu vreau la Casa Romană, tu vrei la Steak and Shake, vreau ciorbă, da? Și zici, băi, eu sunt bărbat în casa asta, mergem acolo. Nu, ai fi foarte neînțelept. De ce? Pentru că conducerea ta sacrificială înseamnă că tu îți vei subordona nevoile. Este o chestie fără consecință. Da? Cât timp este ciorbă, ce contează unde o mănânci. Dar poate pentru soția ta este foarte important. Poate toată săptămâna și-a dorit să meargă acolo la ciorbă, la Casa Romană. Nu știu de ce le fac atâta reclamă. Da? Și tu vii acum și vrei să fii mare lider pentru că ai auzit la biserică trebuie să fii cap în familie. A fi cap în familie înseamnă de multe ori să-ți subordonezi dorințele tale. Da? Deci pe de o parte trebuie să fim cap, dar pe de altă parte poate sunt decizii care trebuie luate. Sunt aspecte care trebuie discutate, în care cunoștințele ei, aptitudinile ei, dăruirea ei de la Dumnezeu este mai proeminentă decât a ta. A fi un cap inteligent este să asculți de ajutorul tău potrivit și să iei în calcul ceea ce îți spune ea. Eu sunt șef, am mulți angajați. Dar dacă angajații mei vin cu propuneri inteligente, dacă angajații mei sunt specialiști în anumite domenii și ei vin și spun, uite șefule, ar trebui să facem aia pentru că... Și eu zic, bă, cine-i șef aici? Eu o să rămân șef, dar o să dau un faliment. De ce? Pentru că nu m-am folosit de ajutoarele care le am la dispoziția mea. De asemenea, un bărbat inteligent, va lua în calcul aceste lucruri. Cum am mai subliniat, sunt momente și sunt lucruri care sunt non-discutabile, în care bărbatul trebuie să pună piciorul în prag și să zică, chiar dacă nu ești de acord, chiar dacă nu înțelegi, eu și casa mea pe aici mergem, da? Și soția trebuie să se alinieze. Dar nu tot timpul și nu la orice aspect și nu în mod abuziv. Să știți că niciodată dinamicul acesta nu va fi perfect.
Noi suntem niște oglinzi sparte până la urmă. Reflectăm doar parțial gloria lui Dumnezeu prin acest proiect numit căsătoria. Soțiilor, trebuie să fiți conștiente că deși soțul dumneavoastră este chemat să-L reprezinte pe Hristos, să iubească precum Hristos, El nu este Hristos. Este un om păcătos și va falimenta și va falimenta frecvent. Frecvent, zilnic chiar. Fiți conștienți de lucrul acesta. Da? Tratați situația cu har. Bărbaților, realizați că soțiile voastre nu vor fi supuse la perfecțiune întotdeauna și vor fi lente de multe ori de a asculta și de a urma călăuzirea voastră. Și noi trebuie să fim iubitori și fermi și răbdători, da? Și să stăruim într-o conducere frumoasă, iubitoare, sacrificială, până când ele se conformează. Gândiți-vă la câtă răbdare are Hristos cu noi. Gândiți-vă la cât de insistent, dar în mod plin de har este cu noi. Dacă Hristos prima dată, când am întoarce spatele sau când am face urât la una dintre poruncile lui, a spune, știi ce, am terminat cu tine, gata. Ți-am zis o dată, de două ori, de trei ori, am terminat cu tine. Păi am fi căzut din har toți de mult. Hristos ne amintește și ne reamintește și ne ridică și ne călăuzește și ne disciplinează și are grijă de noi până la capăt. Da? Una dintre cele mai mari pericole pentru un bărbat este să capituleze în fața femeii, nu în sensul că să-i dea dreptate sau în sensul să facă cum vrea ea de când în când, ci pur și simplu în toată relația să se resemneze și să capituleze rolul lui de a fi un conducător în lider. Mulți fac lucrul acesta încă din primul an de căsătorie. Nu fac față, da, la opoziția Evei, care vine în mod firesc și natural și capitulează de la început. Să exerciți o autoritate iubitoare, consecventă, sacrificială, zi după zi, după zi, an după an, în timp ce soția ta se împotrivește, este greu și cei mai mulți bărbați se dau bătuți. Primul an, după luna de miere sau cât ia, trei zile cât durează, da? Încep certurile, încep discuțiile, începe opoziția Evei, dorința ei de a stăpâni și bărbatul zice, jobul ăsta e prea greu. Fă tu ce vrei, eu mă duc la servici, vin de la servici, cât timp ciorba e pe masă, fă ce vrei, da? Cea mai mare greșeală care poate face un bărbat. Sau, mai mulți, și din ce în ce mai mulți, mai ales între generațiile tinere, au impresia și le-a băgat cineva în cap că a iubi pe soția lor înseamnă să n-o superi. Cât timp ea nu-i supărată, cât timp ea zâmbește tot timpul, tu ești un soț perfect, da? Când, de fapt, de multe ori, chiar de asta are nevoie soția ta să fie supărată spre binele ei. Să îi se spună nu. Să îi se spună, Biblia spune altfel. Să îi se spună în familia noastră care se ghidează după cuvântul lui Dumnezeu, așa facem. Și ea să fie bosunflată. Da? Și trece un an și trec doi de bosunflări și la final se trezește și spune, ei, bărbatul meu n-a cedat și este spre binele meu. Și este spre binele copiilor mei, și este spre binele familiei mele și spre binele meu personal. Este exact același fenomen care se petrece cu părinții care nu-și disciplinează copiii. Nu-și disciplinează copiii pentru că sunt niște egoiști fantastici. Niște oameni care se iubesc așa de mult încât nu pot să suporte să-și dezamăgească copiii și să simtă ura aceea, dezamăgirea aceea din partea copilului. Și pentru că el nu vrea ca să ducă acea povoară de a vedea pe copilul său supărat, el nu și-l disciplinează și și-l distruge. Același lucru face un bărbat care nu este lider din punct de vedere spiritual și zice, măi, i-am zis că cu mersul la biserică este așa. Adică tot timpul, nu se discută. Dar de fiecare dată când ea se opune și eu îi spun, auzi, la ora cu tare plecăm din casă, ea se bosunflează, după aia sunt tot felul de repercusiuni și nu sunt bărbat bun dacă sunt repercusiuni și ea e supărată. Ba da, ești pentru că iubești mai mult decât te iubești pe tine. Ești dispus să suferi mânia ei, să suferi tu pentru prostia ei, ca să o disciplinezi. Da? Ca să o prezinți înaintea lui Hristos sfântă și fără zbârcitură. Nu fii un egoist. Iubește-ți soția cu adevărat. Când e nevoie să spui nu, spune nu. Când e nevoie ca să o corectezi, corectează-o. În dragoste, iubitor, cu răbdare, dar fă-o. Nu capitula din rolul acesta care ți l-a dat Hristos. Încearcă și încercați să ajungeți la un echilibru. Un echilibru în care bărbatul conduce în mod iubitor,
soția se supune și contribuie ca și un ajutor potrivit și în felul acesta lucrurile iau o formă foarte frumoasă. Nu va fi perfect, dar dacă trăim și ne reamintim și experimentăm împreună Evanghelia, va fi un mesaj frumos transmis despre dragostea lui Hristos și supunerea bisericii, prin toate deciziile care le luăm, prin toate lucrurile care le facem împreună ca și familie. Mai sunt multe alte considerente practice, le putem discuta dacă mai avem timp, în momentele care urmează, de exemplu, care este rolul soției în legătură cu familia și în afară familiei. Ar trebui o femeie ca să aibă un job, ar trebui să lucreze în afara familiei, ar trebui femeia să... Sunt tot felul de întrebări, da? Sau bărbatul, sau așa mai departe. Și dacă sunt asemenea întrebări, le putem discuta.